Domnule Ștefurac, Partidul Național Liberal a anunțat astăzi, prin vocea președintelui Ludovic Orban, calendarul alegerilor interne. Cel mai probabil, așa cum spunea dânsul, congresul va avea loc pe 25 septembrie. Deocamdată avem doar un candidat oficial în persoana lui Ludovic Orban. Credeți că vor mai apărea totuși și alți candidați? Am văzut, în spațiul public au fost vehiculate mai multe nume. Chiar Areș Bogdan, prin vicepreședintele PNL, ne dădea câteva exemple, unul dintre acestea fiind chiar premierul Florin Câțu. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? În primul rând, sigur că e bine că avem, liberalii au o clarificare a acestui calendar. Până la urmă, toți candidații potențiali deja au un reper foarte clar, respectiv 25 septembrie, asta înseamnă peste 3 luni, dacă nu mă înșel, ceea ce, mă rog, e un calendar oarecum strâns, având în vedere și perioada de vară. Revenind la esența întrebării dumneavoastră, alți candidați, da, pare că premierul Florin Câțu dorește să participe la această cursă internă, cumva mesaje indirecte, aprecierea, să spunem, transmisă față de enunțarea sprijinului către domnia sa de către alți lideri ai partidului, cumva sunt indicii că domnul Cățu și-ar dori să intre în această cursă, ceea ce cred că este bine pentru PNL, e bine să existe mai mulți candidați, este un lucru pozitiv pentru democrația din România, așa cum și celebrele confruntări din interiorul PSD, ne aducem aminte de competiția strânsă de acolo, au făcut bine până la urmă procesului democratic și în acest caz, da, cred că e un lucru bun. Da, cred că nu va fi doar domnul Orban, pare destul de clar acest lucru. Oficial, deocamdată, într-adevăr, este doar domnia sa, însă probabil că în următoarea perioadă, poate următoarele două săptămâni, va fi o confirmare totuși a intenției de candidatură a altor persoane. Fie Florin Câțu, fie poate, de ce nu, mai mulți candidați. De ce credeți că nu a anunțat Florin Câțu dacă într-adevăr intenționează și el să candideze pentru funcția de președinte? De ce nu a anunțat, așa cum a făcut-o Ludovic Orban? Într-un fel e firească această atitudine, e, haide să spunem, mai degrabă o mișcare tactică, menită să câștige timp pentru evaluarea șanselor, pentru strângerea unei baze de sprijin cât mai largi. Sigur, domnul Ludovic Orban este președintele în funcție al PNL, are deja o bază de susținere largă și era firesc pentru domnia sa să anunțe cât mai repede, să deruleze chiar un turneu prin filialele partidului. În ceea ce privește un alt candidat, momentul anunțului candidaturii este foarte important și pentru a crea senzația că ești un competitor puternic și real, trebuie să faci acest lucru, acest anunț, în momentul în care, repet, ai o bază de sprijin cât mai largă. În acest fel, sigur că poți să convingi și alții potențial nehotărâți, să spunem, din tabere nehotărâte din interiorul partidului. Deci nu e sigur Florin Cățu la acest moment de susținerea pe care o are? Cred că începe să fie tot mai sigur, a primit mai multe mesaje de susținere din interiorul partidului. Sigur, până când nu apare efectiv acest anunț, da, putem să spunem și că există o stare poate de incertitudine. În același timp, încă o dată, cred că așteaptă și poate creșterea bazei de susținere, astfel încât atunci când va face acest anunț, să o facă având în spatele său un număr relevant, să spunem, poate de organizații, de lideri, de personalități ale acestui partid, repet, care să-l placeze într-o postură de competitor real pentru actualul președinte al partidului. Cât de mult credeți că va conta și opțiunea pe care o va avea președintele, Klaus Iohannis? Îmi amintesc că zilele trecute Areș Bogdan, prin vicepreședintele PNL, spunea că președintele, șeful statului, nu prea se implică în deciziile interne. Însă am văzut în trecut că președintele se implică. Evident. Cât de mult va conta opțiunea acestuia? Eu cred că va conta. Președintele țării este
sigur, fostul președinte al Partidului Național Liberal, care are, evident, o influență în cadrul acestui partid. E firesc ca implicarea dânsului să nu fie foarte publică, dar în culise, evident, poate în întâlniri cu lideri ai partidului, poate da un semnal și, evident, poate influența distribuția sau orientarea susținerii filialelor partidului. Ne putem gândi și la faptul că președintele Klaus Iohannis se află la finalul, mă rog, în cel de-al doilea mandat, prin urmare, după încheierea acestui mandat, dânsul se poate gândi la perspectivele carierei politice. Nu cred, nu știu, poate că nu se va retrage, să spunem. Există, sigur, totdeauna opțiunile unei cariere la nivel european, dar există și varianta unei cariere în interiorul țării. Iar deci un schimb de roluri pe care ar putea Klaus Iohannis să-l facă viitorul președinte al partidului? Într-un cadru potrivit pentru a face scenarii, pentru a emite ipoteze, nu avem certitudini, nu vorbim de informații, vorbim doar de ipoteze pe care le putem lansa și în jurul cărora putem broda niște scenarii, dar una peste alta, președintele are evident o influență și va fi o variabilă importantă în ecuația care va da în cele din urmă viitorul președinte al Partidului Național Liberal.